tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Precum se vede în descrierea acestui clip, acesta este un fel de mega haul cu produse de la BBTEI sau Farmacia Tei, cum vrei să-i spuneți. Sunt de la BBTEI, însă majoritatea produselor se găsesc și la Farmacia Tei și la BBTEI. Precum v-am promis în videoul anterior, dacă nu l-ați văzut, vă recomand să intrați pe canal și să îl vedeți. Este un haul cu produse de la Sephora, produse clean, organice, vegane, din ingrediente naturale și mai departe. Acest haul este continuarea, să zicem, al celuilalt clip de la Sephora. Și precum se vede în descrierea acestui clip, este tot cu și despre produse naturale, organice, dar de această dată nu este de make-up, ci este de mai mult de skincare, să vă zic așa. Da, ce să mai, să începem. Aici am punga de la BBTEI, precum se poate observa. Și am să iau random din pungă produse și am să vi le arăt. Și o să pun și prețurile lor în direct pe video. Pentru că nu mai știu cât costă, am bonul, dar mă chinui să citesc de pe el și durează. Ce vreau să spun la începutul acestui video, ca și la videoul de la Sephora, vreau să menționez faptul că îmi doresc, am o nouă dorință, să zicem așa, de a folosi produse de skincare și de make-up clean, produse curate, cât mai organice, naturale, ingrediente naturale, vegane, netestate pe animale și așa mai departe. Pentru cele de make-up pe care le-am achiziționat de la Sephora, procesul în sine de a le căuta a fost destul de ușor pentru că puteam pur și simplu să pun un filtru clean at Sephora și atunci se filtrau doar produsele care intrau în această categorie de produse clean. Însă, la Farmacia Tei BBTEI am intrat pe site inițial pentru că am vrut să comand online. Și mi-a fost destul de greu să găsesc produsele întrucât nu există un filtru special, adică o categorie specială de produse organice, naturale și așa mai departe, care această categorie să conțină măcar, nu știu, branduri care produc astfel de produse sau whatever. Și așa că m-am decis să merg mai bine în magazin direct și să le caut. În funcție de ce am vrut, ce necesități am avut. Vreau să vă spun, în primul rând, că am stat o grămadă de timp în magazin pentru că a fost foarte greu să le găsesc, întrucât acestea nu erau puse undeva anume toate la grămadă și nici nu erau semnalizate cumva, adică mi-ar plăcea să găsesc o astfel de variantă, nu știu, să fie semnalizate, să fie puse într-un raion special sau whatever. Nu s-a întâmplat acest lucru. Și a trebuit să stau să caut efectiv prin Farmacia Tei, prin BBTEI și pe unele le-am găsit mai repede, pe unele mai greu, am citit pe cutie și pe ambalaj și mi-a luat ceva timp, dar sper că acum, nu știu, să știu brandurile și să mă duc direct la ele, o să mă și hotărăsc care îmi plac, care nu-mi plac, o să mai testez branduri noi care produc astfel de produse organice, naturale și mai departe. Așa că hai să începem acest haul. Ok, cum am spus mai devreme, doar o să iau din pungă și o să vi le prezint. Am și desfăcut câteva produse pentru că le-am lăsat la Pitești, eu acum sunt la București și jumătate din ele le-am lăsat acolo ca să le pot folosi și acolo și de asemenea o să inserez și niște clipuri pe care le-am făcut atunci pentru că deja unele le-am lăsat acolo, efectiv, pentru că le-am și folosit. O să încep cu absorbantele. Am decis să folosesc absorbante, să încerc să folosesc absorbante din ingrediente concepute din ingrediente naturale, adică bumbac organic, practic. Și am găsit foarte multe branduri, ceea ce m-a bucurat foarte mult la Farmacia Tei, așa că am luat din mai multe branduri, de la mai multe branduri, ca să văd care o să îmi placă cel mai mult în final, să le pot folosi în viitor. Acestea sunt de la brandul Natra Care. Și sunt panty liners și sunt curved. Un pachet din acesta conține 30 și las prețul direct pe poză. Cum arată și cum sunt semnalizate astfel de produse? În primul rând trebuie să citești efectiv. Unele dintre ele au și niște etichete speciale pe care o să vi le arăt.
însă pur și simplu le citești pe ele, vezi din ce sunt făcute și așa mai departe. Cam asta trebuie să faci, efectiv. Apoi, alt brand de absorbante este Inrush, nu știu exact cum se pronunță. Am văzut că sunt destul de populare, sunt și cele mai scumpe, dacă mi-amintesc bine. Am luat unele de ultra thin pads de noapte, care sunt, na, mai mari, practic. Și aici au fost la set 10, dacă nu mă înșel, nu, 8. 8 absorbante de noapte, bumbac 100% organic, 0 ingrediente nocive. Cam așa arată ambalajul acestora, este mult mai fancy-mancy, dar au fost cele mai scumpe. O să iau în continuare absorbantele, am început direct cu ele. După avem brandul Organic și arată așa o cutie de la ei, tot în varianta de absorbante mai mari de noapte. Și scrie direct 100% bumbac organic, organic certificat. Această cutie conține 10 absorbante. Și mai am încă un model. Această firmă se numește Mass Me Natural Cotton. Și pe această cutie puteți observa aceste etichete care certifică brandul ca fiind organic și sustenabil și vegan și mai departe. Aici sunt 10 absorbante de noapte. Mi-am luat și tampoane absorbante tip B, ați înțeles, tampoane. Practic, absorbantele sunt cele care se pun pe lingeria intimă și tampoanele sunt, practic, cele ca OB-urile. Și acestea sunt niște tampoane tot de la firma Organic, care sunt 16 la număr, flux regular, cu aplicator. O să le testez pentru a vedea care brand mi se potrivește și care e mai ok pentru mine. Apoi am căutat niște șervețele umede, din acestea de igienă intimă, să spunem, pe care să le țin în permanență la baie. Și am încercat tot așa să găsesc, mă rog, un brand din ăsta mai ok. Am găsit unele care erau destul de scumpe, adică prea scumpe, și am zis nu dau atâtea bani. Și așa că le-am luat pe acestea de la Bamboo Nature, se numește brandul, și care au 0% parfum și sunt biodegradabile. Cam atât, și sunt vegane, scrie aici. Am încercat să caut cât mai mult etichetele și așa mai departe și am luat, mă rog, două tipuri. Ăstea sunt cu 80, set de 80, ăsta este de 50. O să pun prețurile pe ecran, două prețuri diferite pentru ambele șervețele umede. Ce mai avem aici? Paste de dinți, la fel. Îmi doresc să folosesc acum paste de dinți naturale, din ingrediente 100% naturale sau 99% naturale, și am luat două tipuri, am zis să le încerc. Primul este, cred că un brand românesc, dar nu bag mâna în foc, Gena Dent. Este o pastă de dinți fără fluor și este concepută din plante naturale, 99,9% ingrediente naturale. Nu știu ce să vă zic mai mult, o să le încerc, și este cu mentă, ca să simt așa că rămâne fresh după ce mă spăl pe dinți. Și un alt brand este un brand franțuzesc, 99% ingrediente de origine naturală. Acesta este cu fluor și cu mentă. Și se numește Bucoterm. Cam așa arată ambalajul, aceasta a fost mai scumpă. Și o să... După care am luat niște geluri de duș, la fel, îmi doresc să folosesc geluri de duș care să fie cât mai naturale. Și le-am luat pe acestea de la Bottega Verde, care erau reduse când le-am achiziționat eu. Și nu știu cât de 100% naturale, nu știu, de fapt nu știu procentul, ca să fiu sinceră cu voi, pentru că nu scria, dar scrie că sunt... ingrediente naturale, natural ingredients.
însă nu știu cât la sută. În fine, cam așa arată. Sunt destul de bune la preț, 400 de mililitri are un astfel de flacon. După care am mai luat încă unul de la brandul Cotici, pe care cred că mulți dintre voi îl știu, îl cunosc, au niște geluri deci foarte bine parfumate așa și au ingrediente de origine naturală 97%, iar un astfel de tub are 750 de mililitri, aproape un litru, destul de mare și este cu vanilie. Și ambalajul este 100% reciclabil, ceea ce e super, văd că e un brand franțuzesc. Nici nu am văzut cum miroase, dar când am văzut acolo vanilie am zis că sigur o să-mi placă. Și nu mai sunt multe. Am mai vrut să încerc șampoane, la fel în timp, după ce consum ce am, pentru că nu o să le arunc la gunoi, vă dați seama, tot ce am început vreau să consum, după care să încep să folosesc din acestea și cu timpul să tot procur de genul acesta, inclusiv am văzut-o la farmacia Tei că e destul de ușor să iei de la ei pentru că au, la fel, detergenți de rufe, balsam de rufe, vreau tot gamă din asta și o să caut la ei. Și produse de curățenie, la fel. Există câteva branduri care fac produse de curățenie cu ingrediente naturale, care nu dăunează atât de mult nici ție, nici mediului și așa mai departe și vreau să mă interesez să le procur și pe acelea după ce mi se termină ce am. În materie de șampon, de la brandul Cartier, tot franțuzesc brandul, Biocosmetics, un șampon cu argilă verde pentru păr gras. Nu mi s-a părut foarte ieftin, nici scump, are 250 de ml, e destul de micuț și las prețul pe ecran și este tot la fel certificat Organic Cosmetics, nu știu dacă vedeți, dar scrie și are și el o etichetă acolo. Precum am spus, a fost foarte greu să găsesc produsele în magazin, trebuia să iau fiecare produs în parte și să citesc, să mă uit de pe ele. În continuare am mai luat niște bețișoare de urechi, care sunt cu bumbac organic și au la fel două, trei chiar etichete de certificări din astea, vegan și organic. Și este de la brandul Masmi, care este același brand cu unul dintre absorbante. Precum puteți observa, același brand. Da. Și mi s-a părut și ok la preț, 200 de bucăți, mi s-a părut ok. Apoi am văzut pe internet, la fel, materie de deodorante. Vreau să trec tot așa la deodorante organice și unul dintre ele este destul de popular, de la brandul We Love the Planet. Și au foarte multe arome, eu l-am luat pe cel cu mentă și acesta este destul de scump din punctul meu de vedere și este tot așa certificat eco, zero waste, vegan, tot ce trebuie, scrie și pe el, e scrisul foarte mic, precum puteți observa și ambalajul este din carton, fără plastic absolut deloc, nu l-am desfăcut, o să-l desfac la fel după ce mi se termină deodorantul pe care îl folosesc pentru că nu vreau să le arunc. Și de asemenea o să inserez următorul clip cu alt deodorant, tot natural, mult mai ieftin, pe care l-am lăsat acasă și, by the way, deja l-am testat, m-am dat astăzi la serviciu cu el, e vară, e foarte cald afară și chiar a fost super ok, gen a funcționat, chiar am stat așa cu frică când am plecat de acasă, zic, aoleu, îl testez prima oară la serviciu, merg acolo, dacă o să miros urât, bla bla bla, dar chiar a fost super, super ok și sunt foarte happy, mai ales că ăla e și mai ieftin și în cazul în care ăsta, nu știu, să zicem că nu merge sau ceva, ăla cu siguranță funcționează și îl pot lua în continuare. Și acesta este celălalt deodorant cu 99% ingrediente naturale și o să vedem ce este de el. Prețul îl las afișat pe ecran pentru acesta. Acum mai am aici de la Sabio două produse
și atât. În rest, celelalte produse pe care vreau să vi le mai arăt, o să pun videourile după ce vi le prezint pe acestea două. Aceste două o să pun în continuare videourile pe care le-am făcut înainte să vin la București de acasă, pentru că produsele au rămas acolo. Așa că am două produse de la Sabio. Pentru cine nu știe, Sabio este un brand românesc care produce produse de natură organică, naturală, cu ingrediente naturale. Unele dintre produsele lor nu sunt 100% naturale și cele care sunt 100% naturale sunt semnalizate. Adică chiar scrie pe ele 100% natural și mare și puteți după să vedeți pe lista de ingrediente, însă sunt semnalizate, ceea ce e bine pentru că dacă vrei 100% organic te duci direct pe 100% natural. Iar acest brand, fiind și românesc, tu susții cumpărând de la români și în același timp sunt și foarte ok la preț față de alte produse de natură organică. Chiar sunt foarte accesibile. Mi-am luat două balsamuri de buze, 100% natural, este cu vanilie și cel de acasă cu iasomie, o să inserez video separat. Le-am mai folosit și înainte să îmi doresc să folosesc full produse organice. Și sunt foarte ok, nu mai are sens să-l desfac acum, nu l-am folosit încă. Și mi-am mai luat un unt de mango, 100% natural. Acest flacon are, precum vedeți, 120 de mililitri și ce pot spune este despre el, citesc de pe spate, este bine absorbit de piele, este potrivit pentru toate tipurile de piele, cu afecțiuni precum acnee, erupții, descoamări, eczeme și psoriazis. Este util și pentru îngrijirea părului, hidratând fibra capilară și scalpul în profunzime, disciplinând părul creț și rebel. Efectiv, este 100% unt de mango la ingrediente, este o linie. Ce vreau să vă mai spun? Ideea este că îmi doresc ca în loc de creme hidratante din comerț de la alte branduri care conțin parfumuri și alte chimicale, acum îmi doresc pur și simplu să schimb și să folosesc doar creme și uleiuri 100% naturale. Și atunci m-am gândit că o variantă bună ar fi să schimb și să folosesc aceste unturi de corp. Unturile sunt cam ca un ulei, doar că este, precum puteți observa, este solid. Și atunci trebuie să-l iei și să-l freci așa în mână, el se topește și devine un ulei pe care ți-l întinzi pe piele. Intră mai greu în piele, deja l-am testat pe cel de Shea, pe care o să vi-l arăt în următorul clip, și pe care l-am lăsat acasă, l-am testat, este foarte hidratant, intră mult mai greu în piele și poate dacă nu suporți textura aia de uleios așa pe corp, atunci nu e potrivit, dar cu siguranță cred că există creme. O să inserez acum următoarele videouri cu produsele pe care le-am lăsat acasă. Mai avem shower gel de la această firmă, care este din 98,1% ingrediente naturale, certificat din acesta și vegan. Apoi șamponul, absolut la fel, este un șampon de volum. Și apoi de la Sabio avem trei chestii. Un balsam de buze 100% natural cu iasomie, cred, nu știu. Unt de mango, de Shea nerafinat organic 100% natural, care ce face? Este potrivit pentru toate tipurile de piele, în special pentru pielea sensibilă, uscată și deshidratată. Asta a fost haul-ul de la BBT. Sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc pentru vizionare și da, în continuare o să mai urmeze alte clipuri, depinde ce mai fac, putem să facem și probabil o să mai fie vloguri de vacanță sau alte hauluri. Cu siguranță am să mai postez în viitor hauluri de genul acesta cu ce produse naturale, organice, bio o să mai cumpăr și care o să-mi placă. O să facem și review-uri la aceste produse când se vor termina. Evident, nu știu dacă mă urmăriți și v-ați mai uitat la videourile mele, știți că am făcut o grămadă de hauluri cu alt fel de produse, adică produse normale, cosmetice, diverse și make-up, din comerț, de toate felurile și din alea super ieftine și, nu știu, poate unele mai scumpe, whatever, dar pur și simplu asta e o idee, o inițiativă a mea, pe care am luat-o acum, pentru că
am avut eu niște discuții cu alte persoane și m-a atras zona asta și am zis că de ce nu, dacă e o chestie bună, pozitivă, de ce să nu o fac și eu, că nu fac ceva rău, nu dau nimănui în cap, e o chestie bună pe care aș putea să o implementez ca o rutină, să folosesc astfel de produse, produse mult mai naturale și mult mai ok pentru corpul meu, pentru sănătatea mea, pentru pielea mea. Și atunci am zis să schimb puțin lucrurile și în viitor asta îmi doresc până la urmă, să folosesc cât mai mult produse naturale și bio și să renunț la brandurile pe care le foloseam înainte. Anyways, să vedem ce o să iasă. Mulțumesc că v-ați uitat la acest clip și ne vedem în următorul clip. Pa, pa!